prezint pe scurt experiența noastră în ceea ce privește pacientul alergic, pentru că alergia în anestezia și terapie intensivă este mereu o groază pentru medicul anestezist, mai ales că acest fenomen poate să apară, adică apare neprevăzut, iar în această situație, ceea ce vreau să prezint acum, ne referim la la pacienți cu o alergie, cu polialergici și care, fiind operații quasi urgente, trebuia să găsim o soluție. Sigur că sunt lucruri cunoscute că reacțiile alergice de hipersensibilitate, care sunt cele adevărate, sunt mediate de imunoglobulinele E și pacienții care sunt predispuși la astfel de reacții poartă numele de pacienți atopici. Și atopia este o predispoziție genetică. Cele mai multe ori, un pacient atopic care poate să prezinte o reacție alergică la un medicament, poate prezenta reacții asemănătoare într-o proporție destul de mare și la alte medicamente. În decursul a 2 ani de zile am avut cam 3 cazuri de paciente polialergice pe care am reușit să le rezolvăm, iar particularitatea pe care o prezint este faptul că am reușit să facem o desensibilizare concomitentă la 2 medicamente, adică la heparină și la protamină, lucru pe care nu l-am găsit în literatură. E adevărat că nu am pretenția că am parcurs întreaga literatură, dar ce am reușit să găsesc, nu am găsit cazuri similare. Este vorba de paciente în vârstă între 52 și 64 de ani, toate au fost femei. Deși în literatură apare ca, cel puțin pentru vârstele mai tinere, bărbații ar avea mai multe reacții alergice decât femeile. Pacientele au fost, în general, și în special prima, cu patologia cardiacă cea mai importantă și severă, era cu cardiopatie ischemică, cu leziune mitrală. Celelalte paciente erau cu leziune aortice. Prima pacientă mai avea o hipertiroidism, gută, intoleranță la gluten și provenea dintr-o familie cu o familie atopică. Toate aceste 3 paciente erau cunoscute ca fiind alergice și diagnosticate cu alergii multiple de cel puțin 10 ani. Prima și cea mai dificilă pacientă, cum am spus, primea în plus tratament cu carvedilol, mononitron, digoxin, furosemid, spironolactonă, sordislipantid și tirozol. Celelalte 2 paciente erau pe beta-blocante, diuretice și anticoagulante orale. Prima pacientă avea o fracție de ejecție de 30%, conștiință mitrală de gradul 3, cu o disfuncție severă de ventricul stâng, o regurgitare mitrală restrictivă ca urmare a obstrucției prin valva mitrală posterioară, un ventricul stâng la apex dischinetic și cu un aspect de anevrism. Ecografia transesofageană arăta o fracție de ejecție cam de 25% și cu achinezie de perete. Pentru prima pacientă, cateterizarea pentru punerea diagnosticului a fost făcută la Institutul de Boli Cardiovasculare București, pentru că, fiind o pacientă polialergică, echipa de cardiologi de la Arcadia, spitalul privat din Iași, au refuzat să-i facă cateterism. Cateterismul la București a fost fără
probleme importante și colegii din București ne-au sugerat că am putea rezolva cazul, sigur, ținând cont de alergia ei. A fost trimisă la departamentul de alergie din Iași și a fost găsită alergică la heparină, protamină, tramadol, ketamină, miodarona, famotidină, metoclopramid, vancomicină, diclofenac și nadroparină. Nu era alergică la izofluran, sufentanil, midazolam, acidul tranexamic, gelofuzin, ceftriaxon, tazotin. Toată lista. Celelalte două paciente erau alergice la heparină, protamină și la antiinflamatoare nesteroidiene. În aceste condiții am început procedura de desensibilizare cu monitorizare strictă și am utilizat un procedeu pe care l-am găsit în literatură referitor la desensibilizarea la heparină. Și am pus două perfuzii la mâini diferite la pacientă și am început în prima zi administrarea de heparină. Am pornit cu 50 de unități pe zi. Dar la imediat ce heparina a ajuns în sânge, a avut o reacție alergică cu dispnee, curaj și cu hipotensiune. Și atunci, după ce am administrat adrenalina 10 micrograme repetat până la refacerea presiunii arteriale, am repornit cam la jumătate de oră heparina, dar cu jumătate de doză, adică 25 de unități pe zi. În fiecare zi am crescut dozele conform schemei pe care o prezint, 50, 100, 500, până în a șaptea zi la 20.000 de unități pe zi. După ziua 1, am început pe cealaltă mână să administrez concomitent și protamina. Am început cu 25 de unități și am crescut până la 10.000 de unități, treptat, fără să apară nicio reacție alergică. Și atunci, în ziua 8, am considerat că putem să dar, fiind cu o fracție de ejecție de 25%, bineînțeles că după inducție a prezentat hipotensiune, care a reacționat bine la administrarea de dobutamină și noradrenalină în dozele uzuale. Problema a fost în momentul în care ne pregăteam de canulare, deci administrarea de heparină. Doza pentru ea, pentru prima pacientă, a fost nevoie de 35.000 de unități și pentru a preveni o reacție alergică, heparina trebuie administrată, diluată și pe un interval mai mare, pe aproximativ 20-30 de minute. După ce am început administrarea, am observat o scădere tensională a presiunii arteriale medii până la 20 de milimetri coloană de mercur și a trebuit să administrez adrenalină pentru a combate reacția alergică. Și apoi, reducând doza și crescând treptat, la fiecare minut creșteam concentrația, sau mai bine zis, rata de administrare, am reușit în 25 de minute să administrez toată doza. Interesant pentru mine a fost că în momentul în care s-a făcut canularea, pacienta a prezentat foarte multe extrasistole ventriculare și atunci am început să administrez miodarona, deși era alergică la miodarona, dar am încercat tot cu o soluție
diluată și administrând în doze foarte mici titrat, fără să obțin sau fără să urmeze o scădere tensională. Operația pentru prima pacientă a fost 4 bypass-uri aortocoronariene și reconstrucție de valvă mitrală. Timpul de bypass 90 de minute, cel de clampare 75 de minute. Celelalte paciente, 2 au fost au avut protezare aortică. La sfârșit, obișnuit, ieșirea de pe bypass ajutat de dobutamină și noradrenalină, administrat de protamină, la fel, diluată pe un timp de aproximativ jumătate de oră. În perioada postoperatorie, pacienta a fost stabilă, dar pentru că era alergică la tramadol, am ales să administrez pentru analgezie în postoperatorie sufentanil continuu. Și evoluția postoperatorie a fost absolut normală, scăzând treptat dozele de noradrenalină. Iar pentru anticoagulare am folosit Arixtra, pentru că testarea arăta că pacientele suportau administrarea de Arixtra și de clopidogrel. Pentru discuții, sigur, în literatură se vorbește de faptul că hipersensibilitatea la heparină indusă de imunoglobulină este rară. Dar pacientele noastre arătau acest lucru. În ceea ce privește protamina, alergia este dată atât de imunoglobulinii G, dar și de celelalte elemente complement și eliberare neimunologică de histamină și așa mai departe. Pentru reacțiile alergice de tipul 1, desensibilizarea este eficientă și această metodă trebuie distinsă de deosebită de imunoterapia alergică, care sigur este metoda preferată, dar noi nu avem capacitatea și nu avem la dispoziție imunglobuline să tratăm reacțiile alergice, atunci am ales desensibilizarea. Problema se pune că în momentul în care se administrează medicamentele posibil alergene, în literatură se discută faptul că în momentul în care imunglobulina G crește, ar putea să neutralizeze epitopii și să ne ajute ca un element blocant în reacția alergică. În cazul pacienților cu alergie demonstrată, se recomandă să nu se utilizeze corticoizii și antihistaminicele, pentru că reacțiile minime și cu o importanță minoră la începutul administrării de medicamente să poată fi vizibile și tratamentul să poată fi făcut corect și la timp. Iar desensibilizarea trebuie făcută, adică administrarea medicamentului pentru care vrem să facem desensibilizarea trebuie făcută continuu și nu trebuie întrerupt, pentru că întreruperea pe o perioadă mai mare poate să determine reapariția reacției alergice la administrarea medicamentului. Cazurile noastre, cred că ar putea să demonstreze că desensibilizarea este o metodă fezabilă în serviciile clinice și colaborarea cu un serviciu de alergologie aduce multe, multe beneficii. Vă mulțumesc!